Orașul Tăuții Măgherăuși este printre unitățile administrativ-teritoriale din Maramureș cu cea mai mare dezvoltare. Numeroși agenți economici au deschis afacere aici, mânați fiind și de faptul că în zonă este aeroportul, dar și pentru că primăria și Consiliul Local au oferit facilități celor dispuși să investească. Acum administrația locală și-a anunțat intenția de a transforma orașul în stațiune turistică de interes local. Ne bazăm aici, în primul rând, pe existența aeroportului internațional, care este o poartă de intrare în județ, și cu tot ce este în jurul aeroportului, dezvoltarea industriei și tot ce mai vine în continuare. După aceea, fiecare localitate cu specificul ei, respectiv zona Nistru, care este o localitate verde, lacul Nistru și tot ce mai avem acolo, turismul minier, mă refer și la Luna 6, adică Vârful Pietroasa, unde vrem să construim o telecabină pentru acces la domeniul schiabil Luna 6 la Negrești. Cei din administrația locală vor să valorifice și potențialul oferit de amenajările și cursurile de apă din cartierele orașului, dar și de pensiunile private existente și de cabanele Rom Silva, care sunt în localitățile aparținătoare și care, unele, sunt amplasate în mare măsură în zona montană. Lor li se adaugă și traseele turistice deja marcate și care sunt în localitățile Tăuți, Nistru, Băița și Ulmoasa. Deocamdată se lucrează la partea de documentație. Toată chestiunea este să facem un studiu de fezabilitate bun și să înaintăm la Ministerul Turismului și la forurile, la mediu și la toate ministerele care trebuie să dea avizul. Iar eu zic așa, în 2-3 luni, cel mult început de anul 2019, noi vom ști, și atunci, bineînțeles, dacă documentația va fi bună, va apare hotărârea de guvern și sperăm noi să ajungem în stadiul acela în 3-4 luni. Recent, orașul Borș a devenit stațiune de interes național, iar comunele Oncești și Moisei sunt stațiuni de interes local. Totodată, Ognașugatac se află pe lista stațiunilor balneoclimatice de interes național, iar primăriile Bârsana și Botiza fac demersuri pentru ca cele două comune să obțină la rândul lor statutul de stațiuni de interes local.